Da-l-o. Mulțumesc. Cu ce vă pot fi de folos? Cu ceva foarte important pentru mine. L-ați nimerit foarte bine. Lucrurile importante nu le pot rezolva decât mari avocați, așa că ați nimerit foarte bine. Vă ascult. Domnule avocat, da, vreau să vă întreb și eu ceva. Da. Un tânăr care promite în mod repetat și cu martori unei fete că o ia în căsătorie, poate să-și retragă cuvântul? Fata fiind dumneata? Da, eu. Domnișoară, iartă-mă, dar nu te cred. Nu pot să te cred. Numai un nebun ar putea refuza să se căsătorească cu o ființă atât de încântătoare. Doar dacă nu te iubește și atunci e mult mai grav, înseamnă că e un animal. Un animal nesimțitor. Nu, nu, noi ne iubim foarte mult. Singura piedică este tatăl lui. Tatăl? Iartă-mă, domnișoară, dar ce fel de bărbat ți-ai ales dumneata? Uite, pe mine nimeni pe lumea asta nu m-ar putea opri să mă căsătoresc cu o ființă atât de splendidă. Domnule avocat, eu sunt o fată săracă și acum asta contează foarte mult la noi. Da, 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 înțeleg. Și probabil că băiatul provine dintr-o familie de mafioți post-decembrie, nu? Atunci cu atât mai mult îl vom determina pe acest măgar să-și țină cuvântul dat. Sper că nu-i minor. Nu, nici vorbă. Deci n-are nicio legătură cu consimțământul părinților. Nu, nu, dar s-ar putea ca tăticul lui să nu-i mai dea bani. Dacă tăticul nu-i dă bani, îl vom turna frumușel la garda financiară. Pentru că reține, domnișoară, în acești 5 ani, marele averi s-au făcut ca în socialism. Cum adică? Adică prin reprezentanții clasei muncitoare. O parafrază la bancul cu șampania lui, dacă știi. Dar mă rog, să trecem peste asta. Domnule avocat, da, iubitul meu se teme foarte mult de tăticul lui. Intuiesc. Probabil că tăticul, da, tundea oaia și berbecul, era mare ștab la... Secu? Exact. Credeți? Oh, sunt convins. În cazul ăsta voi avea o mare satisfacție să dau de pământ cu acest măgar. Vă să zic că martori avem. Ceva scrisori? Da, o valiză. Oh, splendid. Vom demonstra că, încrezătoare fiind în cuvântul acestui vițel... Care vițel? Fiul Boul. Al doamnei vaci fiu, nu cunoașteți fabula, nu? Da. Așa? Ați renunțat la servici și ați rămas șomer. Dar nu e adevărat. Ba, da. În plus, starea sănătății dumitare s-a deteriorat foarte mult. Nu e adevărat, domnule avocat, mă simt perfect. Domnișoară, până la un punct, toate femeile gravide se simt perfect, sunt sănătoase. Domnule avocat, nici vorbă, eu pot să dovedesc? Nu e cazul, nu te controlez. Nu eu te controlez. Da, îl vom speria cu pensie alimentară. Și când își va dea seama boul cât costă astăzi să crești un copil, cu siguranță că își va trimite vițelul la mănăstire. Du-te la mănăstire, Ofelia, Hamlet. Domnule avocat, dar eu vă repet, eu n-am copil. Până la proces facem. Să știți că... Domnișoară, cu copil sau fără copil, având în vedere deteriorarea imaginii dumitale exterioare și interioare, vom pretinde de spăgubiri suma de 70 de milioane. Nu, e prea mult. Pentru început nou n-ar trebui cam 50. Știți, ne-am cumpărat și noi o garsonieră, ceva mobilă. Domnișoară, nu fi modestă, ce garsonieră. Vilă! Mobilă stil? Limuzină la scar? Da, principalul este să ne dați banii cât mai repede. O să-i dea, bă, o să-i dea, da, cu condiția că am prealabil, dumneata, să fregi vițelul până de strechea în el. Domnule avocat, am uitat să vă spun că vițelul este fiul dumneavoastră. Da. Domnișoare, te rog cu mine să nu fii șmecheră. Eu nu sunt bou. Ba da, dumneavoastră ați spus-o. Și vițelul este fiul dumneavoastră, Titișor. Titișor. Un doctor. Un doctor.
Veterinar!